Salutare tuturor! Am venit iar în pădure după ciuperci. Astăzi e 29 iunie 2023 și am venit în special după gălbiori și am găsit câțiva aici. Avem și în clasă câțiva deja adunați. Interesant, anul acesta s-a făcut foarte mulți gălbiori în comparație cu anul trecut, care erau foarte mulți ribi, și anul ăsta se găsesc ribi, dar parcă anul trecut a fost ceva mai mulți. Și iuțarii anul ăsta iar la fel sunt extraordinar de mulți. Deci anul ăsta a fost un foarte bun de iuțari și de gălbiori, din câte se pare, până în prezent. Vedem la toamnă cum va fi, că și la toamnă trebuie să fie încă un sezon nou de hribi de toamnă. Boletus aereus, de obicei, prin pădurile de sejari. Aici iarăși mai avem ceva gălbiori, doar că sunt puțin trecuți. Îi lăsăm pentru reproducere. Aici încă unul. Unul mai micuț. Ia uitați cât avem deja. Nu foarte mulți. Vreau să pun iarăși la uscat niște ribi pentru iarnă. Eu îi pun foarte simplu. Îi tai feliuțe și îi las la soare o zi până se usucă așa, și după aia îi pun în pod unde e căldură și se usucă complet. Și stau foarte bine. În pungi de hârtie, de obicei, îi puteți ține și rezistă până iarna lejer. Și puteți să-i folosiți la ciorbe, la ciulama, depinde. Sunt destul de buni. Iarna, când ți-e poftă de o ciupercă, de o ciupercă organică, naturală, direct din pădure. Sunt foarte bun. Și aici mai avem un gălbior, dar uscat. Îl lăsăm. Trebuie să mergem și aici mai jos, probabil iar o să mai găsim ceva. Dar până la următorul video, de aici din pădure, eu vă spun la revedere și spor la cules tuturor. Nu a vina.